Salut și bine ați venit la un nou clip. În acest clip vreau să vă arăt un utilitar interesant. Hai să zicem interesant. Este un utilitar de căutare rapid. Acest utilitar se numește F-Search. F-Search. Să vedem dacă găsim. Aici este F-Search. Un utilitar, cum am spus, de căutare rapid și independent. Este făcut în, este scris în codul sau limbajul de programare C. Este un GTK3 și este open source. Și este axat pe performanțe. Este un utilitar printre cele mai rapide de genul acesta. După cum vedeți și aici, nu știu dacă se văd în imaginile acestea două, dispune de o grafică modernă și personalizabilă. Și are destule caracteristici. Se poate instala pe majoritatea distribuțiilor, dacă majoritatea pe toate, dacă se poate instala și pe Nix, se poate instala pe majoritatea, mai ales prin compilare, dacă nu se poate folosi o comandă. Bun. Pentru cei care folosesc Ubuntu, să spun așa, comenzile sunt următoarele. Eu nu o să le rulez pentru că nu am Ubuntu. Sau cel mai bine, pentru a vedea comenzile pentru celelalte distribuții, în afară de cea pe care o să o arăt aici, intrați pe acest site cboxdoerfer.github.io/research/ ce mai vreți. Cel mai bine intrați, că e cel mai ușor de reținut minte, rootlinux.ro. E o mică reclamă la blogul meu. Aveți aici F-Search și comenzile pentru acest utilitar. Decât să țineți minte adresa aceasta, mai bine intrați pe rootlinux.ro. Oricum, adresa o să o găsiți în descriere la clipuleț. Și acum să vă arăt cum se poate instala pe sau un Fedora. Ok? Dacă tot suntem pe root Linux, luăm comenzile de aici. Și avem Fedora. Se poate instala din crop. Adăugăm depozitul și pe urmă instalăm aplicația. Altă metodă mai ușoară de a instala aplicația în Fedora nu există. Luați comenzile de pe rootlinux.ro. Cum v-am arătat, am adăugat depozitul, am instalat și pachetul. Acum urmează să îi dăm drumul F-Search. Un mic program plăcut. Are ceva opțiuni aici. Intrăm la preferințe. Are și temă întunecată, Dark Theme. Și destule opțiuni de personalizare. Ce poate să găsească? Baza de date, unde să caute, ce să caute. E un moment de față. Add folder. Trebuie să adăugăm un folder. Ok. Ce să caute? Home. Ok. Așteptăm să indexeze baza de date.
Între timp să vedem dacă găsește ceva. Linux. Ok. Facturi. N-a găsit cu facturi. Documente. După cum vedeți. Aici le puteți sorta după nume, mărime, data modificării. Ce aș putea să vă... Să dau un exemplu. F-Search. F-Search. Și așa puteți vedea unde s-a instalat F-Search. E un tool, o unealtă foarte bună. Este mai rapidă decât metoda de căutare integrată în mediul de lucru, cum e Gnome, KDE sau un manager de fișiere, cum e Nautilus, Dolphin și așa mai departe. Deci, dacă doriți un program de căutare, vă recomand F-Search-ul. Îi puteți atribui și o tastă rapidă din setările sistemului, Gnome, KDE și sau ce aveți, ca să vă fie mai ușor să căutați. Deci, acesta este programul, un program mic, se instalează foarte rapid, caută foarte rapid. Mai urmează numai să îl folosiți. Vă mulțumesc că ați stat până la sfârșitul acestui clip. Nu uitați să dați un like, un follow sau urmărire, abonare și așa mai departe. Și ne revedem la următorul clip.